Doresc ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Amin. Salutul bisericii noastre pentru cei din Iaslovăți este din Iuda, versetul 20 și 21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă, sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului Iisus Hristos pentru viață veșnică. Amin. Amin. M-a rugat Domnul să-mi dea un cuvânt pentru dumneavoastră, m-a rugat Domnul să-mi dea și voce, pentru că în ultimul timp am participat la mai multe seri de stăruință. Aseară eram undeva în Bistrița, am avut harul să văd o revărsare de Duh Sfânt și apoi am încercat o să-mi protejez vocea, dar nu m-am putut opri. Și Domnul botezat în două seri peste 40 de tineri, era o ungere cu Duhul Sfânt și am răbușit un pic, dar dacă văd că nu mai pot vorbi, am să vorbesc mai puțin și am să rog pe Domnul să vă vorbească el mai mult. Amin? Amin. Am citit un verset la care aș vrea să rămân din Matei, capitolul 5, și anume versetul 8, e gândul care l-am primit de la Domnul pentru dumneavoastră. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Se dau adevărate bătălii teologice pe doctrină. Fiecare vrea să-și revindice autenticitatea religiei pe care o are. Și mulți se încumete și se grăbesc să spună la mine noi mai bine, sau la noi mai bine, sau la noi mai bine, prezentând fiecare argumentele pe care le posedă. Mi-aduc aminte cu ani de zile în urmă, o venit la noi fratele Vorobeț de la Camica, care l-a știut, și el spune, frate, o venit în adunarea dumneavoastră, m-a rugat Domnul să dea un cuvânt care vă trebuie vouă. Și mi-a spus Duhul Sfânt să vorbesc din versetul 8, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Nu țin minte predica de atunci și n-aș putea o predica. Fratele era un om al lui Dumnezeu cu totul special. Și atunci m-am uitat din Sfânta Scriptură și m-am gândit la nevoia curățirii noastre. Noi suntem căutători de fericire. Noi suntem căutători de Dumnezeu. Dar nu putem găsi fericirea în afara lui Dumnezeu. Și cine vrea să găsească fericirea, trebuie să-L găsească întâi pe Dumnezeu. Și aș dori ca în seara aceasta Domnul să ni se lasă descoperit tuturora. Amin. Și dacă suntem prieteni aici în Iaslovăți care au fost de puține ori la adunare, sau poate pentru prima dată, că e seara de evangelizare, l-am rugat pe Duhul Sfânt să cerceteze și inima lor. Amin. Și în seara asta să se lase găsit de inimile care îl caută. Amin. Noi trăim, fraților, pe pământul acesta, nu eram curați. Nici eu, nici voi, că toți oamenii au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și o trebuie să vină în lumea noastră Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, care a trăit o viață curată, care a fost omorât de evrei, care s-a jertfit când au frați în Golgota și prin sângele Lui El ne-a curățit. Amin. Și pentru că acum suntem curați, eu aș vrea să ne păstrăm curăția aceasta. Amin. Mi-aduc aminte de groata cea mare din Apocalipsa pe care o vede Ioan în ostrovul acela numit Patmos. Și a văzut o groată pe care nimeni nu putea să o numere din orice popor, de seminție, neam și limbă. Stăteau înaintea tronului Dumnezeu cu alăute în mâini, îmbrăcați în haine albe. Și unul din bătrâni îl întreba pe Ioan, cine sunt aceștia oare și de unde vin? Și Ioan a spus, eu nu știu. Și bătrânul i-a spus, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele în sângele mielului și au dreptul să intre pe porți în cetate. Mă gândesc că din gloata cea mare vor face parte și frații mei de la Iaslovăți. Mă gândesc că din gloata cea mare vor fi și surorile mele de la Iaslovăți. Tineri și bătrâni, într-o zi ne dăm întâlnirea și ne întâlnim în fața tronului Dumnezeu. Dar trebuie să avem haine spălate și trebuie să avem haine curate. Trăim într-o lume mizerabilă. Într-o lume mizerabilă. Și lumea asta, și oamenii, și diavolul ar vrea să ne murdărească din nou hainele noastre, și viața noastră, și inima noastră.
De aceea mi-am propus în seara asta să am câteva gânduri de felul în care ar trebui să ne păstrăm inima curată. Pentru că, am spus eu, curăția inimii atrage binecuvântări. Omul cu inima curată are niște beneficii pe care îi le dă Dumnezeu. Spunea odată un om al lui Dumnezeu în Psalmul 73, și anume versetul 1. Da, bun este Domnul cu Israel. Bun este Domnul cu cei care au inima curată. Vedeți dumneavoastră, curăția inimii noastre atrage spre noi bunătățile lui Dumnezeu. Și ce ne-am face noi dacă Domnul n-ar revărsa bunătatea sa? Dacă ar fi să reprezentăm bunătatea lui Dumnezeu într-o diagramă cu spațiu și timp, când vorbim de cantitatea bunătății, să-mi ia Psalmul 36, versetul 5, bunătățile Domnului ajung până la cer. Așa-s de mare bunătățile Domnului. Și credincioșia Lui îi până la noi. Așa e de mare. Ne ajunge bunătatea asta lui Dumnezeu. Beneficiem noi de ea. Dacă ar fi să o reprezentăm pe diagrama numită timp, vorbea fratele aici că omul lui Dumnezeu în plângerea lui, în durerea lui, are un licăr de speranță. Și spune, iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Și îndurările lui n-au ajuns la capăt. Ci Dumnezeu ne înnoiește în fiecare dimineață. Câteodată uităm să ne rugăm dimineața. Câteodată uităm să citim un verset dimineața. Câteodată uităm să cântăm o bucată de cântare dimineața. Dar Dumnezeu nu uită niciodată. Și când apare prima geană de lumină la orizont, când săgețile astea de lumină străpung întunericul nopții, Domnul acolo pune o bunătate în fiecare dimineață. Și noi ne bucurăm de bunătatea asta lui Dumnezeu. Da, bun este Domnul cu Israel, cu cei care au inima curată. Căci curăția inimii noastre atrage înspre noi bunătatea lui Dumnezeu. Și apropo, spunea Psalmistul mai departe că la umbra aripilor tale găsesc oamenii adăpost și Dumnezeu ne-a lăsat pace în România. Și asta e bunătatea Domnului. Noi de multe ori nu o prețuim, nu ne rugăm pentru ea și nu mulțumim de ajuns pentru ea. Eram în toamna trecută la o zorne și a venit o soră la mine de 30 de ani, plângând, o spus, frate Dragoș, rogă-te și pentru mine. Eram cu fratele Maxim de Octavian și am spus, măi, soră, dar ce ai pățit? Ce cu tine? Ești măritată, ai familie, îți căsătorită, am 3 copii, am 30 de ani, dar bărbatul meu e chemat la zoneța la război. Și are câteva luni de când a fost, că a venit într-o permisie scurtă și i-a dat telegramă să prezinte înapoi. Rugați-vă să-mi vie bărbatul acasă. Dar i-a slăbăt, nu a plecat în gândit la război. La umbra aripilor tale găsesc fiii oameni la adăpost. Și pe când vizitam frații de acolo, de la Ozorne, îmi spune cineva, frate Dragoș, nu vrei să mergi la 40 de kilometri de aici, la o familie de bătrâni? Mergi, dar ce s-a întâmplat? Mai au avut mai mulți copii, dar unul din băieți s-a mutat la Doneț. Acolo au deschis o biserică, Domnul chema la mântuire, făcea parte din unul din cei 4 presbiteri din adunare. Și într-o seară, la o seară de program, au venit rușă, au făcut ei acolo ce au făcut, nu mai spunem ce au făcut, dar pe ăștia 4 presbiteri au chinuit și au bătut până dimineață și dimineață i-au mușcat. Și acum bătrânii ăștia sunt așa de supărați. N-ai vrea să mergi să stai un pic de vorbă cu ei? La noi nu e așa. Încă nu e așa. La noi încă nu e așa. La ea să vă băți, dormim încă cu ușurile deschise. Eu aveam... am stat multă vreme cu tatăl meu, am locuit mereu. Tatăl meu a fost chemat de Domnul acasă, când avea 84 de ani. Eu uitam să-mi pui poarta. Măi, era așa păziat poarta. Măi, băieți, măi, trebuie un cuiet ușa, trebuie un cuiet. Voi n-ați prins vremurile cele pe care unii din voi mai în vârstă le-ați prins. Odată veneam de la servici, noaptea, la vreo 12 și ceva, la un vecin de-al meu, poarta deschisă în larg. Ușa deschisă în larg. De drept era vara, era cald și eu mă gândesc, mă, s-a întâmplat ceva. Și intru, mă uit în curte, nimic. Mă intru în casă, nimic. Bat în ușă, strâng, măi, Viorel, 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 ce cu tine? Păi ce dormiți, mă, cine... Poarta deschisă, ușa deschisă în larg, poarta în larg.
Poate vine cândva și mai ia ceva. Dar el nu era foarte bogat. Avea doar 10 copii. Eu spun, da, vin moțul la mine, ce să-mi iei un copil? Eu plucam mai departe, eu zic, n-am avut ce face. Am luat geam de mână și m-am dus acasă. Noastea-s vremurile care le trăim noi acum. Pentru că bunătatea Domnului e aici, la Iasovăț. La umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor de post. Tu saturi din belșugul casei tale și dai binecuvântare. Avem bucata de pâine, fraților. Avem haine, avem casă, avem locuri să ne odihnim. Asta e bunătatea lui Dumnezeu. Și bunătatea lui Dumnezeu e pentru aceea cu inimă curată. Acum vei spune dumneavoastră, eu când vorbesc de bunătatea lui Dumnezeu, vorbesc de o bunătate la modul general. Că Domnul e bun și face să răsoară soarele și peste cel bun și peste cel rău. Dar vine o vreme când va fi o judecată. Când bunătatea lui Dumnezeu se va opri, când aceia care sfinți și drept și pocăiți vor beneficia de bucuria lui Dumnezeu, iar ceilalți vor fi în verzare veșnică. De aceea, vă rog pe toți în seara asta, păstrați-vă cu inima curată, ca să atrageți bunătatea lui Dumnezeu. Și pe bunătatea lui Dumnezeu știți ce mai face? Spune Roman capitolul 2 cu versetul 4, ori disprețuiesc tu bogățiile bunătății în îngăduinței și îndelunge lui răbdă. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu ce face? Te îndeamnă la pocăință. Asta e tot bunătatea lui Dumnezeu. Când Domnul te îndeamnă la pocăință, e o răsfrângere a bunătății. Dar versetul 5 spunea, dar tu cu împietrirea inimii tale, care? Păi sunt oameni, spun, eu m-aș pocăi, dar mai am de făcut două nunți. Eu am fost la multe nunți, am dat bani și după ce fac nunțele astea, eu mă pocăiesc. Dar el nu de asta nu se pocăiește. El nu se pocăiește că nu vrea. La noi a fost un om în sat care venea la multe evanghelizări. Și fata lui s-a pocăit și căsătorită și în adunare. Și o familie bună. Și tot mergeau tineri la el, cântau, făceam rugăciune la el în casă. Și spuneam, dar nu iei botez? Băi, mai am un ficior din frate. Uite, mai ia ăsta la anul în sor, și după ce în sor, eu doar, zice, las cu voi, eu-s frate cu voi. Dar până să fie nuntă la casa aceea, au avut mormântare. Într-o noapte, numai omul ăsta, gospodar, așa subit, a murit, nu mai a avut timp să pocăiască. Dar tu cu împietrirea inimii tale, care nu vrea. Unul spune, măi, eu m-aș pocăi, dar am avut de-a face cu un pocăit, apoi decât ca aceala mai bine așa cum sunt eu. Și scoate, are el un motiv, că are un vecin rău, are un pocăit care nu-i pocăit, o lucra cu cineva și nu-i pocăit. Eu de ce el mă pocăiesc? Nu din cauza lui nu te pocăiești. Tu nu te pocăiești din cauza ta, pentru că nu vrei să te pocăiești. Ăsta e adevărul. Dar tu cu împietrirea inimii tale, care nu vrea, nu mai da vina pe tăzii azlovăți. Nu mai da vina pe prezbiteri, pe cor, pe păstori, pe proroci, pe vecinii tăi. Tu nu te pocăiești pentru că nu vrei. Dar bunătatea lui Dumnezeu în seara asta încă te îndeamnă la pocăință. Doamne, ajută-ne să avem inima curată, că El e bun cu cei cu inima curată. Și apoi curăția inimii ne mai ajută într-o problemă. Odată un om era așa de bolnav și avea și o prorocie. A venit un proroc la el, dar proroc autentic. Și a spus așa, pune-ți casa în rânduială, că vei muri și nu vei mai trăi. Și împăratul ăsta se întoarce cu fața la perete, în Isaia capitolul 38 și tare plânge. Dar în versetul 3 are un argument și spune așa, adu-ți aminte că în timpul vieții mele eu am trăit cu inima curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Și Dumnezeu s-a uitat acolo, în dosarul împăratului, și a spus, măi, drept, ăsta a trăit cu inimă curată. Și îi spune lui Isaia, când era în curtea, acolo încă, îi spune, du-te înapoi și îi spune, îi mai dau încă 15 ani. Vedeți dumneavoastră,
în rugăciunea care o facem noi pentru cei bolnavi, sau în rugăciunile care le facem către Dumnezeu, vine 1 Ioan 3 cu 21 și spune, dacă nu ne osândești inima, avem îndrăzneală. Dar dacă ne osândești inima? E problem? Când vorbeam de rugăciunea lui Ezechia, adu-ți aminte, a venit odată o soră în Austria și a făcut o mărturisire, dar nu mărturisire din păcate, a spus, poți să spui la toți asta. Ei era din Suceava. Și o prietenă de ei lucra în Austria. Era de condiții modeste, nu prea avea de lucru și prietena ei îi spune, măi, vin în Austria, ai să stai la mine și eu ți-am găsit ceva de lucru că știi tare bine. Cât am să te pot ține? Bine îți câștigă și tu un ban. Asta îți face bagajul repede și pleacă. O sună la telefon, vine, vii cu Eurofratelul, în Viena, unde coboară, trebuie să te dai jos și eu te iau de acolo. Asta merge cu bagajul, bucuroasă, când se apropie, în Ungaria, în Austria, tot o sună pe ceea ce nu mai răspunde. Nu-i mai răspunde telefonul. Când ajunge la Viena, coboară, că spune șoferul, aici pentru Viena. O lua fata, plăsă, coboară jos, se uită, roată nimic. Bani nu prea avem, limbă nu știe nimic, cunoștință nu avem și o stat. O stat o jumătate de oră, știți cum e când? Știți cum e? O stat o oră și o stat două ore. Și îmi spunea fata după două ori, s-a dus acolo un colț și a pus fruntea pe un parete, a început a plânge și s-a rugat Domnul și a spus, Doamne, adu-ți aminte? Și când se ruga așa, el nu-și mai aducea aminte nimic bun. Și-a adus aminte că nu se îmbrăca cuvincios, și-a adus aminte că s-a certat cu mama și-a trântit ușa, eu am vrut să se roade ca omul ăsta, Doamne, adu-ți aminte, să-L înduplice pe Dumnezeu. Și acum ea plângea și spunea, stam cu fruntea lipită de un palete acolo în Viena și nu găsăm un lucru bun să-i aduc aminte lui Dumnezeu. Cât e de frumos când trăim pocăința, când ascultăm, când avem fapte bune și când cădem odată la un necaz, când cădem odată la o poartă, când ajunge cineva la spital, eu mă plec pe genunchi, Doamne, adu-ți aminte, eu am trăit cu inima curată la ideea ta și am făcut ce este bine. Vedeți ce bun e curăția de inimă? Să ne-o dea Domnul, amin? Amin. Apoi spune cuvântul Domnului prin Psalmul 98, acolo, parcum verset, 11, că lumina e semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cel cu inima curată. Omul care are inima curată, are parte de bucurie. Galateni 5:22, roada Duhului dimpotrivă e dragostea și a doua e pusă bucuria. Eu nu predic de bucurie ca roada Duhului, dar am tras un semnal de atenție și eu cred că dintre toate roadele, cel mai ușor se pierde bucurie. Am văzut, am și eu livadă acasă, am câte un măr, câte un păr, câte un prun, înflorește, domnule, îl face mere, face pere, și mă dă un vânt un pic, când mă uit pe loc, pe jos, îmi dau la vacă, n-am ce faci cu el. Băi tare, îl slabă la coajă, la coadă, se pierde în jos. Și eu mă uitam așa dintre roadele Duhului Sfânt, cred că bucuria se pierde cel mai ușor. Vin la adunare așa de bucuros și numai îl vezi pe unul, s-a uitat așa strâng la tine. Ce mai are ăsta cu mine, Domnule? Da, dar tot duce bucuria. Și așa vine diavolul ca să ne furi bucuria. Dar eu nu vorbesc de hoță bucurie. Dar vreau să vă spun că ăla care are inima curată, în inima lui semănată bucuria. Duhul Sfânt seamănă bucuria. Pavel spunea în Tesaloniceni cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Și aș dori tuturora să vă dea Domnul prin Duhul Sfânt bucuria. Amin. Bucurie și în necazuri. Aduceți-vă aminte de apostolii, Domnul a fost bătuți. Fapte capitolul 5. Și când au plecat de acolo, ei s-au bucurat că au fost învremniciți să sufere pentru Hristos. Măi, când strângă cineva după tine, bine ați lovăt, ei, pocăita, te vede cu fustă, te vede cu batic, tu la școală, cam, voi sunteți plini de bucurie, așa-i? Sau pierdeți bucuria. Dar cei cu inima curată, au semănat în inima lor bucuria. Că bucuria e pentru cei cu inima curată. Doamne, dă-ne o inimă curată. Amin. Apoi în Psalmul 7 cu 10 spunea
că mântuirea, scăparea mea, e pentru cel cu inima curată. De câte nu l-a scăpat Dumnezeu, din necazuri, din primejdie, și la urmă îi dă și mântuire. Slăvit să fie Domnul. Amin. Bun, curăția inimii bună. Dar eu acum am vrut să văd eu cu inima curată și am făcut așa un test eu pentru mine. Și am spus, hai să-mi testez eu inima mea. Să văd eu am inima curată sau inima mea nu-i curată. Și când am vrut să o pun inima la încercare, am găsit câteva teste așa. Și primul am spus eu, testul vorbirii. Matei 15, 18, că ce e în inima, ce e sub figură. Și Biblia spune că din prisosul inimii vorbește gura. Apoi eu dacă am vrut să văd inima mea e curată, prima probă care am pus eu pentru dovedirea inimii, e testul vorbirii. Un om cu inimă curată vorbește curat. Amin? Amin. Uite, vă dau un exemplu. E foame de mare în Canaan, se duc băieții lui Iacob în Egipt, Iosif îi spionează, că e cunoscut. Ei se prezintă, noi suntem oameni de treabă. Noi am fost 12, unul a murit, ăla mai mic e cu tata acasă. Și noi, uite, 10 am venit după grâu. Și el spune, nu, voi sunteți în scoade, voi vreți să ne atacați pe noi? Nu suntem în scoade. Uite cum dovediți. Iau unul dintre voi, îl ia pe Simeon, îl leagă cu lanțul în fața lor și îl bagă în pușcărie. Și voi veniți cu băiatul acela mai mic la mine, cu fratele vostru, și dacă îi trebuie, îi dau drumul și la ăsta vă dau grâu și vă duceți. Măi, se duc cu grâu acasă, dar când ajung, grâu se termină. Începe să-i doară stomacul de foame. Începe să nu mai avem mămăligă, mălai, și spune, tata, plecăm iar după grâu. Dar trebuie să-l luăm și pe Beniamin. Și Iacob spune, nu vi-l dau. Unui mort, ăsta e din nevastă aia, din eu fost dragă, nu vi-l dau. De ce ați spus la omul ăsta? Dar noi am știut ce o să spună omul ăla. Și acum vine Iuda în Geneza 43:3. Se spune, tata, nu ne putem duce fără el. Omul acela ne-a vorbit curat. Așa spune. Nu-mi vedeți fața fără fratele vostru. Măi, un om cu inima curată vorbește curat. Ce înseamnă că omul ăla mi-a vorbit curat? Să nu vedeți fața fără fratele vostru. Adică un om pocăit nu umple cu insinuări, cu vorbe cu două înțelese, cu vorbe care le poți interpreta, nu știi că e alb sau că e negru. La un om pocăit care are inima curată, da, ui, da, nu, ui, nu, și e hotărât în vorbirea lui. Cu Iose, nu te joci. O spus, omul ăla ne-a vorbit curat, adică ne-a vorbit hotărât. La el nu sunt două unități de măsură. Eu am constatat că un om pocăit așa trebuie să vorbească. Un om cu inima curată. Din momentul când ai viclenie în inimă, numai mă gândeam la cât de curat suntem noi la inimă când cumpărăm ceva, sau când vindem ceva, sau când ne lăudăm marfa. Cât de curat suntem noi la inimă? Odată povesteam un prieten că s-a dus în Norvegia să cumpără mașină și-a văzut mașina, era dată pe internet, s-a dus, a văzut, băi, o mașină, băi, frate, dragul, tare bună. Bună! Dar acum cum să negociez cu el? Oare cât vrea norvegian? Se duce, dă mâna cu el, spune, domnule, hai să ne împăcăm la preț. Ăla spune, eu nu negociez. Eu cu cât am de gând să dau, poate da, dau nici un euro mai mult sau mai puțin. Dar haide să văd în Italia ce gândești. Uite cum face. Eu scriu prețul care îl vreau pe un bilet și îl țin în bancă. Tu scrii oferta ta pe un bilet și o ții în bancă și schimbăm bilete. Dar gata, mă, trebuie să gândești, nici să nu-l supere, nici să nu așa, nici să nu așa. Și scrie acolo 7.000 de euro, că e mașina bună. Scrie, ăla scrie și el acolo și schimbă așa. Când dispare ăsta bilet, norvegianul vă ia 4.000.
Și el o tot, dar șeptină. Se duce la norvegian, spune, nu, acum, cum face? Norvegianul îi spune, eu am spus, cu cât dau mașina, cu cât vreau eu. Eu am cerut 4.000, eu cu 4.000, și o dat 4.000. Să spunea, bă, oare era cu pocăință, la noi pocăințe, nu vorbesc chiar așa curat. Dar ferice de cer cu inima curată. Sunt oameni cinstiți. Eu am fost în Germania la un frate care gândea și cumpăra mașini. Asta e meseria lui. Și veneau frați, plăiezi, vrei mai ajută-mă să cumpăr o mașină. Și spune, mă, eu le mai rupte la aceea, că de 200-300 de euro, dar știe bine germană și era geamă și de mașină. Și spun, mă, ce bine că duci, mă, frate Dragoș, nu puteți să-ți merge. Am fost odată la unul și avea o mașină bună, tare. Și m-am uitat, am spus, domne, cât vrei? 9.000 de euro. Eu m-am dus, am bătut o leac cu piciorul, un cauciuc, am spus, domne, dar cauciucul ăsta e un pic sport, e așa, cu 7.000 nu dai? Și ăla îi spune, ieși afară. Măi, mai spune domnul, dar uite aici, domne, ieși afară. Acum mai stau un pic, zic, domne, hai că-ți dau 8.000. Dar la punem la telefon, eu chem poliția. Ăsta iese la poartă și îmi părea rău pe mașină. Mă duc la neamțul bun, bate palma, îți dau 9.000. Ăla spune, acum chem poliția. Am spus să ieși afară din curte la mine. Eu am spus afară, puteți să-i dea 10.000, nu mai da. Și eu cu tine am fost cinstit. Eu... Deci, cât de cinstit suntem noi? Cât de curat suntem noi? O venit cât așa a spus tata? Omul ăla ne-a spus curat. Nu ne vedeți fața fără fratele vostru. Și de aici încolo nu mai sunt negocieri și interpretări. În viața noastră, ca oameni pocăiți, să ne ajute Domnul să vorbim curat. Amin. Că așa vorbim câteodată, așa iertați-mă, ca politicieni, câte o jumătate de oră și nu știe nimic ce să spun. Și dacă vreau să-l scot pe unul vinovat, îl scot vinovat, fără să spun, dar insinuiez. Aduc bănuieri, nene. Dar asta nu e un om cu inima curată. Omul cu inima curată vorbește hotărât, cinstit și drept. Apoi spune în cartea Iosua, stă de vorbă Caleb cu Iosua în capitolul 14 și îi aduce aminte de isprodirea țării, de făgăduința dată de Dumnezeu, îl voi da Hebronul țării. Și spunea acolo Caleb cu versetul 7, ceilalți au înnegrit țara, dar eu am vorbit după cum îmi spunea inima mea curată. Adică omul ăsta Caleb nu s-a lăsat influențat de mulțime. Îi o judecată. Stai să văd ce spun. Eu știu cum e adevărul, eu știu cum ar trebui hotărârea bună, dar să văd ce mai spune și ăla și ăla, să văd adunarea, să văd comitetul, să văd ce s-aude prin sat și la unul mă dau și eu ca să nu supăr. Dar Caleb nu a spus așa. A spus 10 ori de pe țară, dar inima mea curată a vorbit altfel. Așa e un om pocăit. Așa este un om cu inima curată. Să ne dea Domnul inima curată. Amin. Amin. Și acum eu pun inima mea curată la testul vorbirii. Dacă vrei Proverbii 23, păi nu fi pentru cei care beau vin. Nu te uita când curge, face mărgăritare, că după aceea mușcă ca un șarpe, țeapă ca un baselic. Ochii să se vor uita după femei străine, versetul 33, și gura îți va vorbi prostii. Un om cu inima curată are un vocabular decent. Știi câte unul mai scapă câte o jumătate din jurătură sau mai spune câte un cuvânt, spune, am scapat, n-ai, iertați-mă, am scapat. Dar unde e scapat? Unde era până a scapat o afară pe gură? Nu era în inimă? Și eu mă întreb, inima ta e curată? Că ești pocăit de ani de zile. Și ești pocăită de ani de zile. Dar omul cu inima curată va avea un vocabular decent. Și vine Biblia spune să nu se aude cuvinte porcoase, nici glume proaste, nici vorbe nechipzuite, ci mai degrabă un cuvânt bun de zidire, ca să aducă har. Să ne ajute Domnul. Amin. Amin. Și acum eu verific curăția inimii mele prin acest test al vorbirii. Și mai spune acolo în Psalmul 94, versetul 15.
se va face odată o judecată și cei cu inima curată o vor găsi bună. Pentru că inima curată iubește dreptatea. Se va face o judecată după dreptate. Psalmul 17, versetul 3. Doamne, dacă mă vei încerca, vei vedea că ce mi iese din gură, aceeași și gândesc. Asta înseamnă pocăință, frate. Acum noi ne verificăm. Dacă inima ne curată, să atragem acele binecuvântări a Domnului, puneți-vă rog textul ăsta al vocabularului, al vorbirii. Și Domnul să le dea pocăință. Amin. Amin. Sau ca să mai spun ceva despre un alt test, testul bogăților. Matei 6:21. Acolo unde comoara voastră, acolo e și inima voastră. Și acum eu mă uit la comoara asta, cum am adunat-o, eu nu sunt tare bogat, dar ești bogat. Am unde dormi, am ce mânca, am cu ce mă îmbrăca, dar există unii care adună prin nelegiuire. Spune cuvântul Domnului în Ieremia 22:13. Vai de cel care zidește o casă cu nelegiuire, care pune pe alții să lucreze degeaba și nu-i plătește. Păi dacă se întâmplă la pocăința asta, dacă se întâmplă la ortodoxa asta, dacă se întâmplă ia slovața asta, ăștia nu sunt oameni cu inimă curată, nu? Apoi Efeseni, acolo când vorbea Apostolul Pavel 6:5 despre rob, se spune să lucreze rob cu inima curată. Și dacă are inima curată, nu fură nimic. Dacă are inima curată, nu fentează, nu-i fățarnic, el lucrează ca și cum ar fi stăpânul de față. Eu vorbeam odată la noi în sat, este un pecu sau un patron pocăit. Și era un magazin care vindea o fată pocăită. Și duminică dimineața nu era deschis. După amiază era deschis, era cald și cumpărau ăștia îndeptată și... De acolo la Pecu, de acolo se pleacă în excursie, acolo se vine, acolo se pleacă la bolnav, când pleacă unde? La Pecu le întâlnim. Acolo se înmață cântări, patru au pocăit tot. Și odată m-am dus și eu într-o vară, eram cu șnapă în picioare, chemul și înghețată. Și nu că acolo îi stăteau de vorbă, cântau și fata care vindea tot. Și odată văd că eu cânt și începe să șteamă. Mă, ce-o apucat? Vine patronul. Și când vine patronul, ești înțeat de praf și tot. Ăla unii și el, l-am și înghețată, mă pegau în bază. Când l-a uitat rog unde picea, o arunca cârma și iară. Stă de vorbă cu telefonul în mână. Ascultă, nu ești fățane. Doar patronul nu o punea să steagă cu colbul exact duminică după amiază. Dar fățărnicia asta e în noi, e născută. Dar pentru cel cu inima curată nu e așa. Pentru că robul lucrează cu inima curată întotdeauna. Amin? Amin. Doamne ajută din asta. Inima curată legat de domeniul material, în investițiile care le face. Când investesc, când pornesc ceva, când îmi doresc ceva, cât mi-e de curată inima? Eu vă dau un exemplu din Scriptură, Fapte, capitolul 8, ajunge Petru și Ioan în Samaria, oamenii aia primesc Duhul Sfânt, dar acolo era unul Simon, care a venit cu o propunere. Omul se facă și el o investiție, a spus, uite, vă dau bani, dați-mi puterea asta. Peste cine îmi pune o mâine îți primească Duhul Sfânt? Apoi Petru îi spune înapoi ce are de spus, dar îi spune că inima ta nu e curată înaintea lui Dumnezeu. Păi când pornești o afacere, când vrei să faci ceva, nu-i păcat, dar pornește cu inima curată. Pornește ca un pocăit și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Amin. Apoi tot legat de bogățiile acestea. Mie tare îmi place să predic că noi n-am adus nimic în lume și nu putem lua nimic. Dacă avem, frate, cu ce să ne îmbrăcăm și dacă avem ce mânca, să potim că ne este de ajuns. Și eu mai predic, mai ales pe la mormântări și îmbunate și cred că într-o zi cerului vor trece cu trosnete, trupurile cerești se vor topi din mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Amin? Amin. Dar la noi predica odată un prag la un privechi. Un frate predica bun cu voce, noi n-am adus nimic, frate, nu avem nimic de pe pământ. Și făcea cu Biblia așa. Și un bătrân ortodox îi spunea lui Taină, băi, Gheorghiță, m-ai schimbat că nu se potrivește. În spate avea un viloi mare cu 20 de camere, dă-i taranjat, gardul de fier. O spune, măi, schimbați ceva. Ori trăiți ce spuneți,
Ori spuneți ce faceți. Nu se mai poate așa. Fraților, cât e de curată inima noastră, cât e de curată inima noastră, e așa cum o propovăduim noi, așa și credem, așa și trăim. Și acum vine problema dărnicie din Cronici 29. Și vine David și se roagă, tu iubești curăția de inimă. De aceea, Doamne, ți-am dăruit toate aceste lucruri. Un om care are inima curată va ști să facă milostenie, va ști să dăruiască și va ști să dea bani la noua adunare mai dincolo, pe care ați început-o de ani de zile și mă tem să nu rugenească pe acolo, până o deschide. David a spus așa, citiți în Cronici 29, tu iubești curăția de inimă, de aceea toate acestea ți le dăruiesc cu o inimă curată. Odată aurul lui, odată argintul lui, se spune că m-am dat pe mine însuși lui Dumnezeu. În afară de ce am strâns de la popor, cu avut, el o strâns. O să am dat tot ce am avut eu, aurul, argintul și toate comorile mele, le-am dat pentru casa Domnului. Eu cred că un om cu inimă curată dăruiește. Dar dăruiește cu o inimă curată. Barnaba, fiul mângâierii, o văzut niște năcăjiți la Ierusalim, la adunare, și-o vândut oborul și-o dus la apostol. Măi, uite, sunt ceva năcăjiți, dați-le voi, cui trebuie. Și mai era o familie, Anania și Safira. O vândut și ei oborul, că apreciați, ar fi vrut, lăudați, ar fi vrut, dar nu cu inimă curată. Când dai așa numai să fii văzut, aia nu inimă curată. La noi, eu, niște frați, odată, au spus, frate, o facem o strângere pentru o casă de rugăciune. Și ne-am duplecat, ți-am dat parcurii și am strâns. Cât am strâns? Ajung acasă, erau frați aceia la masă, la mine, și mă sună o soră cu rude în America, cu copii în America. Frate Dragoș, mai sunt frați aceia la tine? Care, măi, soră? Aia care o strâns bani pentru adunare. Sunt, dar de ce? Vreau să dau și eu ceva, să veniți până la mine să vă dau și eu ceva. Bun, dar... Am făcut strângeri la adunare. Mă dai, n-ai putut, da? Dar eu vreau să dau un pic mai mult. Și nu încă pe acolo mai mult cât ai vrut să dai matale. Erau farfuriile mici. Nu, eu vreau să-i văd să vorbesc eu cu frații aceia. Adică iar băia să dea, dar să știi niciodată. Asta nu e cu inimă curată. Asta e cu alte intenții, cu alt gând. Dar când testăm curăția inimii prin testul vorbire prin testul bogăților. Că până la urmă, unde ni comoară, acolo în inimă. Poți să spună orice îmi spune. Eu stăm de vorbă cu un frate, cu o vilă mare în sat, cu un cal frumos, aranjat. Și el zice, Dragoș, vezi, nu mă leagă nimic. Nimic nu mă leagă de el. Dar afară era plouat și cum stăm noi, a trecut un copil de la teribil, așa, și când l-a călcat în bani, de ce a făcut galbul? De ultima e strâmpită, băi, așa se merge prin sat. Dar nu ți leagă, frate, nimica, nu mă leagă, dar trebuie să-l spăl de acum. Măi, care e adevărul? Ne leagă sau nu ne leagă? Domnul spune, toată Scriptura e suflată de Duhul Sfânt. Acolo unde comoara voastră, acolo inima. Eu vă rog, strângeți-vă comori unde nu le mănâncă molia, nu-i ruginesc și nu-i fur hoț. Amin? Amin. Acum nu m-au fost dorit. Dar eu vreau să-mi predic o dată la bunarea cei din gură. O să mă chemați? Da. Când? În august. Slavă Domnului. Frate, cred că mai faci o colectă. Frații au curățâie de inimă. Apoi? Dar ce din poțaj, nu? Ce să facem dacă ne promitem? Vine Corinteni, 2 Corinteni 9, un pahar de apă care îl dai în numele Domnului, nu-și pierde răsplata. Eu sunt convins de asta. Am mărturii, am întâmplări, am exemple. Timpul trece. Nu putem vorbi foarte mult. Dar eu îmi supun inima mea la testul vocabularului, a vorbirii și la testul bogățiilor. Cum mă raportez eu față de bogățiile acestea? Atâta mi-e de curată inima. Dacă mai vreți un alt test, am numit eu testul fidelității. Se întâmplă ceva în Scriptură. Avram o ia pe nevastă, Sara tare frumoasă,
în Geneza, capitolul 20. Coboară la Ghera și acolo îi spune, măi, tu ești o femeie tare frumoasă, pe mine o să mă omoare și pe tine o să te iei, trăiești bine. Hai spune că ești sora mea. Și ăsta spune, domne, că e sora lui. Și vine Biblia și spune că împăratul a trimis oameni și o luat-o. Hai să și citim, că unii se uită lungi la mine. Așa. Abimelec, împăratul Ghirei, a trimis și a noapte Sara, 20 astăzi. Atunci Dumnezeu s-a arătat noaptea în visul lui Abimelec și i-a zis, iată, ai să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns, Doamne, vei omorâ tu chiar și un neam nevinovat? Nu mi-a spus el că-i soră sa? Și n-a zis ea însă că el e frate să? Eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovate. Dumnezeu a zis, știu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am ferit să păcătuiești. Hai să supunem curăția inimii la testul fidelității conjugale. Un bărbat și o nevastă. O inimă curată, un cuget curat, o vorbire curată și gânduri curate. S-a întâmplat la careva din voi să aibă gânduri murdare? Știți că Domnul Iisus, sunt păcate care sunt păcate înfăptuite în trup, dar sunt, iertați-vă, curvii la nivel de duh, la nivel de gând, de sentiment. Domnul Iisus spune așa, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă zic că oricine se uită la o femeie și o poftește, a și prea curvit cu ea în... Asta e pocăința frază, asta e Biblia. N-am ales eu textul ăsta ca să îl vinovățesc pe cineva. Dar acum eu verific curăția inimii mele. Să s-a întâmplat vreodată la altceva? În America au fost un frate de aici, în Bucovina. Un frate la 75 de ani. Ne-a spus frate care era acolo. Și în America tare sunt politicoși, îndeamă, dacă avem un safir, și se ridică fratele picioare, că el îl prezintă. Domnul, să te binecuvânteze, frate, cine e, de unde, cu cine e venit? Și el spune, am venit cu soția mea, cea mai frumoasă femeie. Și se ridică din partea cealaltă o babă. Dacă avea 70 de ani, când spunea cineva, tăți au început să râne, fete, la corul de el, fete frumoasă, tinere, așa ca la voastră. Dar bătrânul a început să uite, că nu râde, fraților, ea e cea mai frumoasă. Cel puțin așa o văd eu, că dacă n-aș vedea-o așa, aș fi nenorocit ca unii din voi, care le văd pe altele mai frumoase. Și atunci cineva și-a adus aminte, bă, ăsta e omul Dumnezeu, ăsta e proroc, și că Dumnezeu lui i-a arătat niște bărbați nenorociți, care vedeau pe altele mai frumoase decât pe-a lor. Aștia sunt oameni cu inimă curată? Nu. Dar femeile care îi văd pe alții, odată îmi spunea cineva, măi frate Dragoș, îți mamă, mi-a spus că-s copii, nu spun eu, nici cine, nici cum. Bărbatul meu câteodată nu mă înțelege, vine acasă, e mânios, cântește, bine la lucru, așa. Am fost odată la o nuntă, am stat cu altă familie. Dom'le, bărbatul ăla așa mi-a făcut două complimente, îmi spunea mie. Dar spunea mie, ferească Dumnezeu, frate Dragoș, te gândești la ceva. Ferească, da. Și așa, tot ce vorbim așa de bine, mă înțelegeam și acum am o problemă, frate Dragoș. Când merg la adunare și intru, caut să-i întâlnesc privirea. Dar ea nu spune, frate, eu femeie cu frică Dumnezeu, am o casă de copii. Dar mă uit așa și la ușă ni salutăm, oare îi bine sau nu-i bine? Nu-i bine, spun frate, nu? Nu-i bine. Îi treaba cu inima curată, îi treaba cu inima curată. Și vă mai spun ceva. Primesc mărturisiri la o soră, nu România, nu vă interesează unde și cum. Și spune, frate Dragoș, m-a învățat copiii ca să nu fie urât, eu sunt căsătorit, am bărbat, am început să umblu pe internet. Eu am făcut fete de Facebook și vorbesc pe Facebook. Am întâlnit un bărbat pocăit, domnule, am vorbit și câteva ceasuri cu el. Și acum mi-a spus că el vine până aici din oraș, dacă vreau să bem o cafea cu el. Dar ea are 60 ceva de ani. Am venit la tine să te întreb,
să mă duc sau să nu mă duc. Voi încheiați pe spus. Dar unde e curăția de inimă? Că lucrurile astea se întâmplă, fraților. Și acum eu vorbesc de inima curată. O pun la testul vorbirii, la testul bogățiilor și la testul fidelității. Și dacă nu ești măritată, fidelitate față de Dumnezeu. Un cuget curat. Și dacă nu ești însurat, un gând curat față de Dumnezeu. Amin? Amin. Mai punem un test la inima curată? Am pus un test cu slujirii. Vine cuvântul Domnului, spune în Luca 8, versetul 15. Vorbind de pilda asemănătorului, ca al patrulea pământ, e cel care primește cuvântul într-o inimă curată și aduce roadă. Eu aș dori ca cei din Iasnovăț să aibă o inimă curată. Amin. Acolo rodește Scriptura. Acolo se poate împlini predica. Că dacă inima nu-i curată, nu se aduce roadă. Să ne dea Domnul inimă curată. Amin. Amin. 2 Corinteni 2 cu 17. Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci vorbim cu o inimă curată. Doresc la toți predicatorii să le dea Domnul inimă curată. Cântăreți să aibă inimă curată. Prorocii care se ridică să aibă inimă curată. Nu stricăm nimic din ce scrie Scriptură. Nu stricăm nimic din ce vorbește Duhul Sfânt. Noi vorbim cu o inimă curată înaintea lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Ce o întâmplare și cu asta închei. Merge Iehu. Iehu, fiul lui Nimșe, unul spune, mă, ăsta vână ca un Iehu. Col, vă, urma lui, bucăria ca aici, ea nu ascubite. Se spune în Cartea Împărați, capitolul 10, cum merge în lângoana aceea, vede un om pe drum, oprește carul și îl vede pe Ionadab, fiul de cap. Oprește carul și spune, Ionadab, inima ta e tot atât de curată, cât este și inima mea. Și ăsta se uită, îmi spune, este, măi, este. O, dacă este, dă mâna. O întind mâna și l-o tras în car. Vine și aici se vezi râmna care o amă pentru Domnul. Eu m-am gândit acolo și am spus, măi, omul cu inima curată, mai e încă unul pe lângă dânsul. Dacă sunt doi slujitori cu inima curată, încată pe amvon amândoi. Asta e părerea mea. Dacă sunt doi dirijori cu inimă curată, pot dirija acolo amândoi. Eu am fost într-o adunare cu fratele lui, dacă tot ai venit aici, hotărăști tu. Cine dirigează, cine dirijor de cor, eu sau el? Dar eu așa am păciuitor, când amândoi nu se fac. Amândoi nu se fac. Și eu m-am gândit, ori nici unul, ori unul n-are inimă curată. Acum m-am întrebat cineva, ce părere ai de prorocul cu tare? Nu știu, n-am avut nicio lucrare, n-am lucrat niciodată cu el. Îmi spune, mă, eram într-o adunare, erau ei niciodată de prorocul și am venit și noi. Și cineva le spune, o mai venit un grup de frați. Și erau s-o deranjat, că noi trebuie să plecăm. Cum mă, doi proroci plini de Duhul Sfânt nu încap într-o adunare? Doi păstori plini de Duhul Sfânt nu încap amândoi după amont? Băi, oameni buni, ceva se întâmplă. Unul care inimă curată. Puteți să nu mai chemați pe aia slupăți niciodată. Dar unii au carul așa de mic, nu mai încape nimeni lângă dânsă. Și atunci asta nu-i bun, fraților. Ori amândoi, ori unul nu are inimă curată. Doi proroci nu poate proroci unul după altul. Doi cântăreți, vine câte unul cântă la acordeon. Dacă mai vine un grup, am să uite rău. Am întâlnit alții și nu știu. Oh, mai sunt, hai veniți tăți, care cântați? Și face aici, bă, și cântă o cântare puteți, ăsta-i cu inima curată. Au loc și la predică, au și la prorocie, au loc și la cântare. O spus Iehu, Ionadab, inima ta e curată? E curată. Hai, dacă e curată, hai să mergeți. Eu doresc din ea să loveți, tăți cu inima curată să probeți. Amin. 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 Și toți cu inima curată să slujească Domnul. Amin. Amin. Închei predica, a trecut timpul. Psalmul 51 cu 10. Doamne, zidește în mine o inimă curată și pune în mine un duh nou și statornic. Inima curată va fi răsplătită. Eu am vrut să-mi probez inima mea. Am pus testul vorbirii, testul bogăților, testul fidelității și testul slujirii. Acum, dacă eu sunt vinovat, să mă pocăiesc.
Și dacă mai este cineva vinovat la iați roveți, să se pocăiască. Și Dumnezeu să ne ajute. Și apoi în încheiere vă spun ceea ce am citit. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Amin.